cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și crește mora. Bună dimineața, am intrat în direct, scuzați, discutam aici, făceam politică la nivel local între mine și băieții din redacție. Da, bine ați venit la cafeaua de dimineață, bine v-am găsit. Ieri am discutat despre politici administrative locale cu primarul Carabelea, care încet, încet începe să vină să spună, domne, am făcut cu tare, cu tare, cu tare. Interesant. Așa. Și astăzi, cum am anunțat de altfel, vom discuta despre cultura spectacolului sau politici culturale în Neamț. Cu cine putem discuta despre asta? Cu doamna Carmen Năstase, directoarea Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare din Piatra Neamț, care încă probabil își revine după vacanțele muzicale. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Da, încă nu mi-am revenit pentru că nu am avut timp de stat, pentru că noi pregătim următoarele evenimente din august și septembrie. A, deci aveți evenimente în august. Discutăm despre asta. Da. Bun, acum, s-a încheiat o ediție a vacanțelor muzicale. Lumea a fost mulțumită, s-a văzut clar că oamenii, cei care au venit acolo, s-au simțit bine și s-au simțit bine și când s-au uitat la surorile Osoianu, s-au simțit bine și la partea de operetă, s-au simțit bine și chiar și când a fost acel spectacol de pop, jazz, nu prea a fost foarte clar ce anume este, dar luat individual fiecare dintre membrii acelui ansamblu ad hoc de pe scenă, sunt absolut senzaționali. Da, au fost pop folcloric, nu chiar ad hoc, au un proiect care au mers chiar prin Europa, de asta și discutasem cu Ovi. Mi-a prezentat și câteva filmări, cum a fost primit acest proiect în Europa. Și știți că acolo partea asta de muzică tradițională românească prinde foarte bine. E băgat într-un fusion de asta cu jazz sau alte stiluri de muzică. Dar la anul își dorește domnul Sorin Zlat, care a fost și el pe scenă. O mare personalitate. Dar un jazzist foarte, foarte apreciat și așa că dau din casă, la anul cu siguranță vom avea jazz. Bun. Dar haideți un pic să vorbim despre cum se fac spectacolele în Neamț și la Carmen Seculare. Da. De ce? Tot timpul, de fiecare dată când apare câte o, să zic eu, un anunț că se organizează ceva, lumea, e firesc, se duce, are un proiect de hotărâre, îl ia, se uită pe el și spune așa, nu știu, CJ-ul, primăria, oricine, face, suportă cheltuiala cu, suportă aia, atâta costă scena, atâta costă aia. După care se produce evenimentul. Ce se ascunde în spatele unor asemenea spectacole mari? Sau, mă rog, mari, bar la nivelul nostru, în Neamț. Da, sunt niște spectacole mari pentru județul Neamț, chiar pentru Moldova, pentru că de multe ori sunt întrebată de colegii din țară cum reușesc cu un buget destul de mic față de alte centre. Acum, încă o dată, am repetat de nenumărate ori acest lucru, nu pentru că mă plâng, dar cred că partea asta de cultură poate fi... Pentru unii le se pare că sunt mulți bani la cultură, da? În județul Neamț. Iar eu, fiind în miezul problemei, cred că pot fi și mai mulți. De ce? Pentru că pot să aducă o plusvaloare. Da? Începem de la buget prima dată. Acolo este marea noastră problemă. Eu
ca instituție de stat, am încă o problemă față de alte instituții particulare, ONG-uri, care pot să-și previzioneze pe următorul an, da, bugetele. Pentru că noi, după cum știți, degeaba vorbesc, fac un draft de proiect, de exemplu, la vacanțe muzicale din septembrie și știu pe fiecare, vorbesc cu fiecare, s-ar putea... Că bugetul se poate vota și în martie sau în februarie. Sau în mai am avut, acum vreo 7-8 ani, în mai. Nu s-a mai întâmplat și sper să nu se mai întâmple. Doamne ajută, este foarte, foarte greu pentru că toată lumea vrea un contract. Până la urmă și cultura se face pe bani. Până la urmă și artiștii trebuie să mănânce. Așa că dacă li se oferă bine, ceva acum în altă parte... Spun, nu cred că mănâncă pâine foarte neagră cei cunoscuți, dar într-adevăr trebuie bani. Nu prestează nimeni fără bani. Bun. Dar haideți să vedem. Ai bugetul. Să presupunem că ai bugetul. Da, avem bugetul. Noi avem deja un buget estimat. Da, vă întreb altfel. V-a indicat cineva ce să faceți la vacanțe muzicale? Mm-hmm. Adică să vină cineva să spună inviți pe ăla, pe ăla, pe ăla? Sau vacanțele muzicale sunt rodul colaborării dintre dumneavoastră, doamna Spiridon. Da. Deci doamna Spiridon. Și planul pentru vacanțe se face acolo? Da, nu. Planul la vacanță se face la Carme Seculare, da, noi ținem... Și la celelalte manifestări? Nu, ținem cont de tot felul de... De exemplu, publicul ne trimite link. Ea am vrea pe ăștia. Da, unii din public lucrează și la Consiliul Județean. Gândiți-vă că noi colaborăm cu cei de la evenimente. Și când își caută ei artiști pentru festivalul medieval sau așa, am mai trimit link-uri. Uite, i-am văzut pe ăștia, pe muzică veche. Crezi că ai putea să-i aduci tu sau să încerc să-i aduc eu? Adică încercăm să... Pentru că și cu primăria colaborez. De ce? Pentru că îmi fac zilele orașului, pe dacă eu aduc pe, să spunem, pe Delia și tu aduci tot pe Delia cu o lună înainte, nu? N-am făcut absolut nimic. E o prostie, da. Dar nu... Nu că Delia n-ar merita văzută de două ori. Asta nu știu dacă și-a ascultată, dar văzută merită. Da, dar nu într-o lună, pentru că nu poți să scoți. Că e bine să o aduci în martie și la sfârșit. Delia poți să o vezi de mai multe ori pe lună, nu e o problemă. Da. Dar nu s-a băgat, mulțumesc lui Dumnezeu, dar mulțumesc și autorităților finanțatoare că nu s-au băgat în partea asta de făcut program artistic. Da, pot să își pun amprenta, domnule, având în vedere că îți dau atât, te rog frumos, scoate cei mai buni din nu mai poți să faci 7 zile, poți să faci 5 zile. Eu am pus în balanță și această problemă. Dom'le, în funcție de câți bani voi avea la anul, deci decât să fac 7 zile cu program foarte Rălăite, slab, da, mai bine fac 3 cu program extraordinar de frumos. Pentru că vacanțele muzicale, în momentul ăsta despre ele vorbim, trebuie să rămână la un înalt nivel. Pentru că nu avem cum să ducem calitatea actului artistic sub ce a fost până acum. Noi încercăm de fiecare dată să facem ceva mai bine decât anii trecuți. De asta mă bucur când aud în oraș sau în anumite medii în care se discută despre vacanțe muzicale că a fost mai bine decât anul trecut. Normal că nu poate fi totul perfect, da? Dar este mai bine decât anul trecut, ceea ce este foarte bine. Asta și așa că, pentru ediția 49 și 50, la fel încercăm să facem și mai bine. Bine, acum, cum să spun, la anul sunt sigur că vor fi bani pentru ediție. Deci sunt sigur că vor fi bani, dar veți avea o problemă, părerea mea. Ce problemă? O aglomerație pe scenă. Da, pentru că deci, noi avem o scenă de obicei de 12 pe 10 și într-adevăr când sunt foarte mulți artiști... Nu, dar în anul electoral, da, numărul artiștilor crește. Crește, am înțeles. Deci probabil că vor fi bani, dar eu v-aș propune ca în cele 7 zile care vor fi, una s-o dedicați creațiilor culturale ale artiștilor politici.
Și vă garantez că va fi foarte multă lume prezentă acolo, pentru că știți cum e, câteodată pot să și fluieri. Am înțeles. Pot să și fluieri câteodată. Da. Ca să acompaniez artiștii, evident. Și mă și gândesc acum la ce instrumente ar putea să cânte și într-o emisiune viitoare, când voi fi singur, o să încerc să încropesc o filarmonică cu instrumente și cu instrumentiști, oameni politici din Neamț. Sunt curios cine ar cânta la dubă, cine ar cânta la cum se cheamă, contrabas. Și alt. Dar uite, mi-ați dat o idee foarte bună pentru emisiune. Chiar n-am avut nimic dar, de face. Dar se pare că figura mea inspirat. Dar ideea este că, acum lăsând gluma la o parte, cât de greu este, să nu spuneți mie că nu sunt mulți doritori care să vină să se bată cu pumnul în piept la manifestările de genul ăsta. Într-un fel este normal. Da, fel este normal ca finanțatorul sau cine a mai avut legătură cu evenimentul să țină un speech de binevenit. De binevenit, pentru că până la urmă, dacă finanțatorul nu este, nici evenimentul nu există. Dar e destul de greu să menținem un echilibru. Eu zic că e păcat să începi vacanțele muzicale, deși la noi există foarte mult bun simț la cei care vin la vacanțe muzicale în public, să le încep cu murmure. Asta este problema mea de fiecare dată, pentru că deja am ajuns să cunosc publicul nu doar din Piatra Neamț, ci din județ. Și da, sunt evenimente și evenimente. Evenimente în care poți, da, poate să ții un discurs un pic mai administrativ, ca să spun așa, și evenimente în care chiar lumea nu asta așteaptă. Și e destul de greu să unii să înțeleagă că chiar nu pe noi ne așteaptă lumea să ne urcăm pe scenă. Ce artiștii. Și da, cu cât mărim perioada asta de intro cu discursuri, cu atât îi enervăm și le stricăm zenul. Apropo de zen, că vorbeam înainte de... Stricăm zenul oamenilor. Apropo, trebuie să aducem taxi odată din nou, dar cu o sonorizare bună, nu cum au fost ultima dată la Piatra Neamț. Da. Da. Apropo de zen, da, știți, ca o melodie aia. Bun. De asta spun, pentru că în primul an al meu de vacanțe, normal că am luat tiparul celorlalte vacanțe. Și eu, de exemplu, ca organizator, intram și la început și la sfârșit. La început să deschid cumva seara și la sfârșit să dau diplomele. Ok, și pe urmă mi se pare penibil. Pentru că eu vorbeam ce spunea prezentatoarea. Adică ce puteam să spun diferit? Da, poate cu alte cuvinte. Și mai intru încă o dată, zic, oamenii ăia când mă văd, o, Doamne, iar intră asta pe scenă. Adică lumea chiar prea mult este deja penibil. Da. Bun, mai ales că publicul are o anumită calitate, publicul deja este educat într-un anumit fel la asemenea manifestări, vorbesc de vacanțe. În acest an chiar lumea a fost destul de mulțumită, adică nu s-a făcut, nu s-a epatat, nu s-a urcat pe scenă, nu s-au ținut discursuri lungi. Lumea așteaptă discursul doamnei Mihaela Spiridon, da? Pentru că ea face ca o concluzie. Bun. E normal, e în fenomen. Este acolo și nu, partea administrativă, nu politică, a fost mult redusă. Dar la vacanțe muzicale știți prea bine că nu am avut un delir de asta de a intra toată lumea pe scenă. Da, nu, a fost decent și la Târgu Neamț, la nu știu ce manifestare asta care a fost ultima, nu s-a eu am apreciat faptul că nu s-a dus nimeni să... Să bată cu pumnul în piept. La medieval. Da. Nu s-a dus nimeni la deschidere să bată cu pumnul în piept. Adică, până la urmă, te duci în public, stai acolo, eventual te amintește ca organizator, te amintește ca participant, da. Asta e. Dar și la noi au fost foarte mulți oameni din administrație
și din, doar din politic, pe toate culorile politice au fost în public și m-am bucurat. Pentru că, într-adevăr, cultura n-ar trebui să aibă o culoare politică. Apropo, da. Că s-a venit acum, că tot... Pe surse am aflat că la un moment dat se punea problema în județul Neamț și în România, dar în Neamț. Să vină, fac o paranteză. Când au venit rușii în România și după război, istoria se scria cam așa. Se ducea unul, făcea o descoperire arheologică, pe bune, și el, ca să-i se poată publica studiul, să obțină bani pentru noua săpătură, că contă foarte mult, spunea, am descoperit influențe slave. Da. Am descoperit influențe slave. Da. Acum, și că vreau să aducă niște cercetători care să demonstreze că folclorul și tradiția populară în Neam se împarte în două. Folclor social-democrat și folclor liberal. Dumneavoastră este centru pentru tradiții, pentru cultură și tradiții. E vreo chestie de genul ăsta în realitate? Sper să nu mă ia nimeni în serios. Păi trebuie să luăm culorile județului, sunt roșu și negru, nu? Roșu și negru? Da, da. Tradiționale, majoritatea semnelor, cam așa. Dar în funcție de zonele etnografice, în funcție de primari, așa, în funcție de etnopolitice, ne mai colorăm. De ce v-am întrebat? Acum vă spun serios, vorbesc serios. Da. S-a ajuns câteodată prea departe. Dom'le, ce face ăla, nu-i treaba mea. Ăla face nu știu ce spectacol, noi facem alt spectacol în altă parte. S-a ajuns până într-acolo încât până și participanții de pe scenă să fie selectați în funcție de simpatii. Și atunci eu vă întreb, cum vă descurcați? Carmen Seculare este un centru județean. Astăzi sunteți parteneri și de multe ori participanți la foarte multe chestii de genul ăsta. Ați întâlnit folclor social-democrat numai într-o comună sau și folclor liberal sau ce ați întâlnit? Bucuria mea este că, la fel, în decursul anilor am reușit să nu... Cred că nu este vreun secret că sunt social-democrată de ani de zile. Da? Dar nu am avut presiuni. Aveți și funcție. Așa, am și funcție, da. Dar nu am de-aia v-am întrebat că, cum să împacă... Mai sunt discuții în diverse cercuri că domnule Șaia de la Carmen Seculare ajută numai primarii la PNL, de la PSD. Uite, gura păcătosului. Dar pentru că așa se face politica. Trebuie să discutăm și să ne contrăm pe unele chestii. Plecăm de la un mic adevăr, da, și poate facem o mare minciună câteodată, că așa este manipularea. Dar la mine, în birou sau la telefon, că nu trebuie musai să vii în birou fizic să îmi ceri ajutorul, nu a existat primar, pe orice culoare, care să nu fie ajutat dacă am avut cum să-l ajut și activitatea pe care o desfășura era conform regulamentului și statutului nostru. Da? Deci am adică v-ați dus și la primar PNL, ca să fie evident, clar, să demontăm un mit. Da, normal că mă duc și la primar PNL, pentru că până la urmă beneficiarii sunt cetățenilor acelei comune care nu știm dacă este PNL sau PSD sau USR sau AUR mai nou. Deci ideea este că noi... Ați uitat PMP-ul. Avem... Deși PNL. în mod normal noi nu avem decât primar PSD și PNL. Restul sunt așa. Dar nu mai contează. Da. Nu au existat, au existat discuții, dar nu au fost presiuni sau să mi spună clar că dacă, cum mai aud în alte județe, că ăla pleacă pentru că nu-i de culoarea galbenă sau roșie sau depinde cum este finanțatorul principal. Deocamdată și cred că și pe viitor chiar partea asta de... cultură, da, și de promovarea tradițiilor, de conservarea tradițiilor, trebuie să stea departe de partidele politice, nu de politică. Până la urmă, politica este peste tot.
din prețul pâinii până la prețul artistului, în funcție de politicile care sunt la nivel macro. Dar nu a existat vreun primar care a venit. Adică să... primarul care se ocupă și gospodar și face da, ceva da. și-a cerut sprijinul de la Carmen Seculare în funcție de eveniment, am ajutat mai mult sau mai puțin. De exemplu, și în acest an ajung la Ziua Muntelui, unde primarul de acolo este PNL. La Ceahlău. La Ceahlău. Pentru că domnul primar a trimis o adresă către Consiliul Județean și a zis că după perioada aia de întrerupere, pentru că a fost și pandemia, nici nu au fost fonduri, își dorește din nou. Haideți să vă spun eu. Primarul de acolo de-abia a scăpat de datoriile ancestrale vechi pe procese pe care au fost. Primăria era blocată aproape în totalitate. De la fondul de rezervă al guvernului au venit niște bani și s-a închis și acum pot respira și ei cât de cât. Da. Și asta este misterul. Nu că nu l-au făcut-o de bună. Da, asta este altă paranteză. Deci dacă și-a dorit să reia Ziua Muntelui, pentru că sunt ani și ani, ani de zile, care această zi a devenit o tradiție nu numai pentru județul Neamț, ci pentru țară, pentru că știm prea bine că există turiști care vin atunci la schimbarea la față. Hai să vorbim cinstit. Durău acum funcționează la parametri pentru că există posibilitatea să ajungi mai ușor. Când este de spus lucrurilor pe nume, trebuie spus lucrurilor pe nume. Da, acum se poate ajunge mai ușor la Durău. Da, și i-am spus, chiar dacă la începutul anului nu aveam planificat acest eveniment, cu siguranță îl voi ajuta fix pe data de 6 august când a cerut dumnealui ajutorul, deși eu am închiderea Festivalului Internațional de Folclor aici. Și o anunțasem, aveam deja contract cu artistul care e în închidere, nu am cum să... să amân închiderea pe data de 7, pentru că asta e fiecare își face un plan. Dar pe data de 6, chiar dacă avem spectacol la Piatra Neamț, cu siguranță vom fi și la Ceahlău. Bun. Deci nu e o problemă. Noi avem pe partea de tradiții, unul din cei mai buni colaboratori ai noștri este primarul de la Răucești. Nu uităm la festivalul Datin și obiceiuri, păi domnul vine cu vreo 5-6 trupe de acolo și chiar mă bazez pe sprijinul lui, cum și bun, el din când aici în nu când... putem să, aici nu da. Putem să discutăm despre tradiții social-democrate sau tradiții liberale, pentru că nimeni nu știe la Răucești cine este mai tare, social-democrația sau liberalismul. Dar eu spun ce văd în acte. Da. Da, la Timișești, la fel, nu este de la PNL, dar eu am o relație foarte bună cu domnul Albu. Adică peste tot și unde se poate sunt și oameni, unde da. Sunt oameni care merită ajutați și promovați. Bun. Acum, care este nemulțumirea lui Carmen Năstase vis-a-vis de activitatea centrului? Unde sunt lucrurile în care ar trebui făcut mai mult și de ce nu se poate face mai mult? Am spus la fel și într-o ședință a Consiliului Județean pe partea de cercetare. Care ăsta a fost scopul principal al acestui centru când a fost înființat. Pentru că avem foarte puțin personal și din ce în ce mai puțin profesioniști în domeniu. Bun, da. Profesioniști există care să-i poți angaja? Foarte puțini. Mai avem colaborări cu uneori cu cei de la muzeu care mai fac pe partea de etnografie sau din țară. Avem cu Vasile Vasile, dar oamenii care s-au ocupat cu așa ceva nu încet încet ne părăsesc. Iar tineri pasionați din ce în ce mai puțin. Dar ne descurcăm cumva cu cei de la Academia de Muzică, care ne mai ajută pe partea de folclor, cu cei care au o vechime în centru și le mulțumesc. Pentru noi partea de pandemie a fost cumva o binecuvântare că am putut să mergem spre partea de cercetare, neavând
partea asta de spectacole, da, de manifestări artistice în, pentru publicul larg. Am reușit să facem câte un grup de trei, cum era atunci, maxim trei persoane, și am reușit să mergem în teritoriu să facem cercetare. Și da, urmează, știți că v-am adus albumul de la Piatra Șoimului, urmează Valea Ursului și vom face și lansarea acestor albume împreună cu oamenii locului. Bun. Asta este marea mea nemulțumire. Pentru asta trebuie posturi. Da, pentru asta trebuie posturi, pentru... Trebuie bani, trebuie posibilități de a organiza sesiuni de cercetare, că cercetarea folclorului nu se face, te duci la amiază, bei o cafea în sat, nu, te întâlnești cu cineva și te întoarci după masă la final de program. Nu, trebuie câteva zile și da, să bea și cafea, pentru că până la urmă povestea acolo, mai repede, bem un ceai, o țuică. Nu, o țuică, nu da, un vin. Dar mă uit cu invidie, da, o invidie pozitivă spre cei de la Centrul Bucovina, pentru că ei, partea aia de cercetare, acolo au câte, au 30 și ceva de oameni care se ocupă cu așa ceva, au și bani. Da? Și au colaborări, de exemplu, cu Televiziunea Română și au făcut documentarul ăla foarte frumos, Nuntă în Bucovina. Sau se bagă foarte, nu foarte e greu mult să faci colaborare cu o televiziune. Problema, da, este să ai ce să, oferi, da, ce să oferi televiziunii ca materie primă ca să-ți facă documentarul. Că dacă vine ăla de la televiziune și trebuie să inventeze, trebuie să-ți aranjeze. Da. Păi nu, dacă vrei să faci un documentar apropo de folclor, da, tradiții, trebuie să prezinți tradiția și folclorul. Așa. Mi-aduc este aminte cum se făceau emisiuni la, ziceți, Petricani, la muzeul, la domnul Popa. Da, la, doamne, Nicolae Popa. Nicolae Popa. Da. Că se ducea cineva acolo și el în 15 minute ți aduna, exagerez, jumătate de oră, o oră, ți aduna trupa, îi, da, îmbrăca și făcea un adevărat spectacol în curte. Da. Fără să zică, hai că facem... Și alea erau, într-adevăr, spectacole, cum să spun, le simțeai că sunt autentice. Da. Dar v-am zis, și astea trebuie pregătite în momentul de față, pentru că pe zi ce trece, mare parte din folclor se pierde. Iar dacă noi nu suntem acolo, vom rămâne fără nimic. Văd diferența între județele din sud, care sunt mult mai sărace decât noi, cei din nord. Adică și la Bacău a început să mai scârție. Mai suntem noi, Botoșaniu și evident Suceava, unde s-au băgat, de, cred că sunt de acum 20 de ani, de când se bagă foarte, foarte mulți bani în partea asta culturală. Pentru că s-a înțeles, da, că se face și turismul cultural, de care vorbesc mereu. Trebuie să combinăm aceste lucruri. Și județul ăsta are atâtea locuri frumoase și cu istorii pe care putem să le promovăm. Și acum, dacă tot avem infrastructură pusă la punct, în proporție de 90%, hai să o folosim. Să o folosim într-un mod foarte frumos și chiar cred că sunt locuri, mă uitam la Electric Kestrel, da? Cred că și la noi se pot face astfel de evenimente, pe parte de jazz sau chestii nișate, pentru că avem locuri foarte frumoase care pot fi folosite pentru astfel de evenimente. Da, să spun, nouă ne lipsește locul în care să-l faci la Piatra Neamț. Asta spun. Trebuie găsit acele locuri și fiecare cu evenimentul lui. E un pic mai greu să faci Antoldu, pentru că nu văd locul unde să aduci atâta amar de lume. Ca să nu spun că partea de infrastructură și cazare. Nu uitați că sunt sute de mii, nu? Mă înșel, nu, de cazări în, depinde, când e Antoldu. Da, nu mă pricep, da, nu știu, am fost o singură dată. E interesant, e frumos, da, ca fenomen social, ca să-l analizez, dar... E că trebuie să, atunci,
Poți începe de la un vis, dar trebuie să vezi care este realitatea și ce poți aduce și pune în practică la nivelul unui județ. Cum să vă spun? Dacă ai idei, poți să faci. Problema este că până nu ai o infrastructură minimă, nu poți să faci. Păi eu acum vă întreb, dacă vine cineva și zice, domnule, hai să facem un festival, unde faci? Acolo, indiferent ce spunem noi, locul e ok pe platou. Dar nu foarte Dar nu este un loc pentru așa ceva. Nu. Unde în altă parte? Păi să-mi fie cu iertare, dar noi în Piatra nu avem. Nu avem. Și n-am văzut niciun plan pentru așa ceva de mult timp. Acum, Ana, hai să vă periți șeful de la partid. Jur că la asta mă gândeam. Acum vă periți șeful de la partid. Deci, îmi pare rău că nu am imaginea. Amfiteatru de la Târgu Neamț, mi-l doresc și aici la Piatra. Vreau să vă spun că acolo ai o scenă acoperită, ai acoperit pentru public. Bine, e un pic cam micuț, după părerea mea, ca număr de locuri. Poate se putea un pic mai mare. Da, cine știe. Dar există, ai loc unde îți vin artiștii, se schimbă, deci ai acces pentru autocar, ai aproape, au probleme cu cazarea și ei pentru un festival lung în Târgu Neamț. Da. Dar este un proiect care se dovedește util. Faci un spectacol de folk, faci un spectacol, vine o trupă, vine ceva. Într-adevăr, sunt puține locuri, vreo 600, dacă nu mă știu. Eu înțeles că sunt 900. Sau 900, mă rog, tot puține. Este ok, dar ne ajută și pe noi organizatorii, pentru că scad costurile. Știți prea bine că aveam aceeași discuție. Scena, cât te costă scena? Ca evenimentul să fie de succes. Și nu mai vorbim că aici e o scenă sonorizare lumini buni. Cum să spun, tot ce înseamnă infrastructura spectacolului. Adică prize, legături, tot ce trebuie. Așa ceva ne trebuie și nouă. Unde? Păi hai să gândim, hai să ne gândim, să vedem unde putem face. Da, este o altă poveste, nu ține de Carmen Seculare aici. Da, eu sunt deschisă să găsim, pentru că până la urmă nu poate să meargă doar echipa, nu știu, de ingineri de la primărie, da? Și să găsească un loc și să zică, da, ăsta e destul de mare, pentru că acolo trebuie să vină și primarul, trebuie să vin și eu, trebuie să vină și cei care, actorii, care sunt implicați în organizarea de evenimente. Pentru că să ajungi la acel loc, trebuie să ai infrastructură, să fie ușor, să fie o mijloace de transport. Noi ne-am dorit foarte mult să ajungem la Ștrand în momentul de față, până când nu se termină puntea de reparat, nu facem activități acolo. Pentru că pentru părinți este foarte greu să ajungă, pentru că nu toți au mașină. Și nu toți au timp să aștepte mijloacele de transport în comun să ajungă în Ștrand. Și de asta, adică deci o zonă foarte interesantă pentru că ar fi acolo. Mai este o zonă uitată de toată lumea. Bine, e vorba de acces și acolo. Fostul poligon auto. Da. Deci este o zonă care e destul de mare, e destul de, cum se spun, ofertantă. Ofertantă, da. Dar cum ajungi acolo? Da, că nu poți să-ți permiți să te... pentru Târgul de Crăciun, când am avut noi probleme. În piața de Angro, aia, fel peste calea ferată, pe unde e Publiservul. Și acolo, dar la fel, lumea... E trecerea, e o problemă. E o problemă legată de acces. Pentru că este destul de greu. Lumea, până la urmă, se obișnuiește. Știu că prima dată, dacă tu munți un eveniment în afara orașului, va fi un pic mai greu. Dar cei doritorii vin până la urmă de evenimente. Poți să faci în așa fel încât să asiguri un flux de transport în comun pentru acolo. Așa este. Să faci multe lucruri. Da? De asta spun. Ați spus foarte bine și de politici culturale. Deși poate fi citit în diverse moduri. Dar
cum am zis și eu, totul este politică până la urmă, da? Și toți care suntem în administrație trebuie să ne punem la masă și să găsim cele mai bune soluții. Da, păi de asta cele mai viabile. De asta zic, când faci o gândire de viitor, te gândești, băi, ce vreau eu să fac în orașul ăsta sau în județul ăsta sau ceva? Bun, vreau să fac, să am un loc în care lumea să vină să destindă. Eu am potențial cultural, mănăstiri, cetate, nu știu ce mai am eu, și ce fac eu să destindă lumea? Păi uite, fac acolo ca să pot organiza niște spectacole, dau drumul la ce să faci acolo, ștran sau ce să mai faci în Târgu Neamț, așa, și creez un loc, un pol în care să adune lumea. Este foarte ok. Am zona, am locul, am posibilitatea de a oferi omului și altceva, dar ne întoarcem și la cealaltă parte, cazare, etc. Da, ne oprim aici, că nu facem noi politica culturală a nimănui în momentul ăsta. Da. Spuneți-mi, vorbeați de activități august-septembrie. Hai că poate lumea e interesată. Păi începem cu festivalul de folclor în august. De pe 3, unde se desfășoară, cum... August. Începem în Piatra Neamț, mergem la Bicaz, Târgu Neamț, Piatra Neamț și după cum v-am zis... Și unde se va ține? Tot pe scenă? Sau? Da, pe scenă, aici la Curtea Domnească, la Bicaz, acolo unde este sala de sport. La Târgu Neamț, asta, de asta spuneam că mă gândeam la anfiteatru. Lăudați-l un pic. Pe dar trebuie să-l aud, pentru că m-am bucurat în primul rând, dar chiar ieri făceam o estimare și am zis că, Doamne, la Târgu Neamț nu avem nevoie de scenă. Mergem cu sonorizarea. Păi nu, și este extraordinar. Automat scazi cheltuielile cu foarte mult. Cât mai costă o scenă acum, medie? Păi, depinde pentru ce eveniment. De exemplu, pentru festivalul de folclor, spun că trebuie 19.000, depinde. Deci depinde ce ai nevoie. Cât este live, cât este cu negativ. Dacă este live și, de exemplu, i-am, nu știu, Advahov sau e tot la fel ca la o filarmonică, pentru că sunt... microfoane pentru fiecare instrumentist. Dacă este pe negativ, înseamnă că avem partea de doar de dans. Este de asta zic, prețurile sunt în funcție de ce ai nevoie pe dar fiecare oricum, zi. Îți 19.000 de lei, 20.000 de lei pe care îi ai pentru altceva, nu-i dai pentru scenă. Pe asta nu-i dăm pe scenă. Hai să zici că închiriezi. Doar sonorizarea și luminele și deja te ajunge la jumătate, să spunem. Dacă nu chiar mai puțin, dacă mai pui un ecran în spate. Dar oricum ai o economie, de asta zic. Și primarilor care vin la mine, gândiți-vă pe viitor să vă faceți un proiect, să faceți o scenă fixă. Sunt primării care au scenele construite și deja ai o economie și poți bagi în actul artistic mai mulți bani. Da, absolut. Banii ăia se duc către artiști. Deci festivalul de folclor și după aceea... Festivalul de folclor, pe urmă avem Târgul de Meșteri. Asta când va fi? De Sfânta Marie, Târgul de Sfânta Marie, avem de tăte. Știți că l-am făcut prima ediție tot în pandemie. De tăte sau de tăte? De tăte. Avem de tăte, da. Avem de tăte, pentru că nu sunt doar meșteri, avem și altfel de acum spuneți-mi producători și mie. Din județul Neamț și pe urmă, la începutul septembrie, în primul weekend, 1-3 septembrie, cred că este Neamț Art Festival, care va fi făcut la fel cu... Suntem încă în discuții cu cei de la primăria din Chișinău. Ce să faceți cu ei? Să aducă artiști aici. Primăria? Da. Pentru că ei au o direcție de cultură destul de puternică acolo și se îngrijesc foarte mult de promovarea artiștilor. O întrebare, că a circulat întrebarea asta. De ce atâția din Republica Moldova la vacanțe muzicale? Pentru că școala de acolo, pe partea asta artistică, este foarte, foarte bună, după cum ați văzut și nu doar eu. Haideți că nu e numai școala asta, că avem și noi. Sunt foarte buni profesioniști și nu sunt extraordinar de pretențioși legat de bani până la urmă. Adică este mai...
E, te încadrezi mai ușor în buget. În buget, cu când cei vorbești de la Chișinău. Da. Bun, și mulți dintre ei, într-adevăr, sunt foarte, foarte buni. Da. Da, iar Filarmonica de acolo, pentru că noi am... culmea, în acest an Daniel Ciobanu a zis că vrea să colaboreze cu cei de la Chișinău. Mi-a zis că poate să vorbească cu ea de la Chișinău pentru spectacolul lui, pentru că sunt extraordinar de buni și pentru mine a fost, zis că, Doamne, dacă spunea de București, o încurcam pentru că nu-mi permitea. Deci chiar nu ne permitem. Unele filarmonici ne-am dorit să le aducem aici, pentru că sunt de renume, dar chiar nu ne permitem în acest moment. Pentru că chiar dacă sunt instituții de stat, la un moment dat, sunt niște sindicate foarte puternice, vacanțele muzicale sunt deja în afara stagiunii, iar artiștii îi aduci din concediu. Deci trebuie respectat contractul colectiv de muncă și de aici costurile, că sunt foarte mulți care întreabă, dom'le, dar sunt de stat și sunt obligați. Nu e chiar așa, în stagiune. Ei vin la vacanțe muzicale când sunt în concediu, de fapt. Și de asta au niște drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă. Da. De asta am întrebat cum se face un spectacol, pentru că lucrurile astea ar trebui, până la urmă, mă rog, dezvăluite cât se poate. Eu m-am mirat foarte mult, de exemplu, că l-ați adus pe Ștefan Bănică Junior, care este un showman, este... lumea vine cu plăcere să-l vadă, toată lumea, normal. Și eu mă gândeam, băi, ce o să cânte Ștefan Bănică Junior la vacanțe muzicale? Ați văzut că și-a adaptat repertoriul pentru vacanțe muzicale. Am avut și un contract și discuțiile cu dumnealui. Cum se face un contract cu Ștefan Bănică? Păi am avut vreo 4 luni de zile. Râdeam că am ajuns la... Și vedeți că până la urmă latura umană contează foarte mult. Da? Pentru că am ajuns la artiști foarte mari prin prietena prietenei, nevestei sau mamei sau așa, de-am scos niște prețuri decente pentru Piatra Neamț. Și la fel... La Ștefan Bănică Junior știam că o prietena de-a mea din București este prietena soției și am plâns acolo împreună toată lumea, așa, să lase niște prețuri mai bune. I-a plăcut foarte mult pentru că i-am trimis povestea vacanțelor muzicale prima dată, pentru că i-am zis că nu este nici ziua comunei, nu este nici ziua orașului, cu tot respectul și pentru astfel de manifestări care și-au rolul lor, este altfel de eveniment. Normal. Și i-a plăcut foarte mult și chiar râdeam că am zis că sper să nu se supere. Că am zis că, de exemplu, uite, am avut probleme cu alți artiști care, oricât le-am explicat că nu e ziua comunei, s-au simțit ca la ziua comunei și sunt spectatori, da, cu vechime a vacanțelor muzicale care au fost deranjați de atitudinea lor de pe scenă. Și m-am supărat și eu pentru că tocmai le prevăzusem în niște contracte. Apropo de ce să spună pe scenă, ce să cânte, ce să nu cânte, adică chestiile astea sunt de comun acord până la urmă. Și spuneam, zic, de exemplu, nu te supăra pe mine, dar veta cu chiuveta nu prea e pentru festival. Și asta a zis, să zic, dom'le, nu cânt, doar dacă cere publicul la bis, pentru că atunci eu nu pot să refuz publicul. Și culmea... Chiar asta eu cerut-o. Da. Și culmea, nu asta am zis. Dom'le, dacă publicul o cere, nu am absolut nicio problemă, că sunt așa. Dar în desfășurătorul... În festival, strict pe partea asta. În recital, nu. Și ați văzut că și-a adaptat foarte mult... Este un showman și mi-a plăcut foarte mult că se vede că este un profesionist, nu doar și un actor foarte bun. Da, pentru că a uitase de urmărarea diplomei, care la fel era un contract și când i-a zis tour managerul, atunci a zis că cer scuze și m-a tras pe scenă, a luat, adică s-a descurcat foarte bine în condițiile date și chiar nu am ce să-i reproșez. Iar pretenții lumea era... multe? Nu la ce mă așteptam, sincer. A fost mai mult decât decent pe partea de cazare, masă, la cort nu am vrut decât apă și
mă rog, apă plată, o oglindă să, normal, să vadă acolo. Și atât și-a dorit foarte mult ca partea în care intră el să nu fie presă, oameni, fani și de astea. Aici am avut niște discuții. Dar într-un fel este și normal. Da, până la urmă într-un este fel este un și normal, pentru că unii s-au supărat, că am înțeles că au venit, eu nu eram acolo, vorbisem cu cei de la pază, nu intră nimeni. Și eu am stat în public, da, intram doar să văd câte melodii mai are, dacă mai sunt două, trei sau așa, și am stat mai mult în afară ca să nu deranjez. Și am înțeles că au venit pe partea cealaltă un grup de vedete locale, că ei vor să intre, să facă poze acolo. Și cei de la pază, doamna director mi-a spus că nu aveți voi. Și au fost niște supărări, din câte am înțeles, dar le-a trecut. Când da. V-am întrebat eu la început cum e cu da. Scena... Cu... Nu, aia pe scenă e o chestie, asta, apropo, păi nu, de stat pe lângă vedete, este altă... Păi și da. Asta este o problemă, până la urmă, da. Că omul ăla poate să rămână cu ideea, da. Că, uite, nu mai vin... Apropo, care este artistul care ați negociat, sau grupul, sau așa, și regretați cel mai mult că negocierea nu s-a finalizat? Nu pot să spun chiar că am negociat. Începusem niște discuții, sincer, pentru o colaborare prin cineva, pentru Goran Bregovici. Da, acum vreo 7 ani. Când, da. Da, da. Era el într-un turneu, ajungea undeva și prin Moldova, cunoșteam pe cel care, dar nu. Oricât a lăsat el, era mult, prea mult pentru noi. Înțeleg. Încă este un vis. Un vis destul de frumos, dar care poate până la urmă vom putea să îl împlinim pentru județul Neamț. Pentru că eu cred că ar putea face o colaborare foarte bună și cu orchestrele folclorice de la noi. Cred da. Că da, el s-a adaptat. Iar el este foarte deschis spre partea asta și chiar mă uitam... Zilele trecute am văzut că în octombrie cred că va avea un concert cu lăutarii de mătase, Bogdan Simion, la Sala Palatului. Da. El este foarte pasionat de partea asta de tradiții și mai ales partea de Moldova, pentru că cumva se regăsește aici. Bun, ne oprim cu Carmen Seculare aici. Da. Și... un minut, după aia o să facem o emisiune, că vreau neapărat să fac și eu. Mi-e dor de emisiuni politice în care să nu vină numai șefii. Șefii de partid. Șefii mari, da. Așa. Cum se împacă munca asta de la Carmen Seculare cu munca de partid? Pe mine m-a ajutat foarte mult experiența cu oamenii politici, nu neapărat aia politică. Bună. Nu vreau să fiu rău, dar ați avut și oameni politici care să vă dea posibilitatea să vă extindeți experiențele. Știți prea bine că eu am pornit la Carmen Seculare de când eram în opoziție, cum venea. Am avut oameni politici cu mare putere în județ, l-am avut și pe... domnul Tărâță, Dumnezeu să-l odihnească, și pe domnul Arsene. Când eram la altă instituție, am colaborat și cu domnul Pruteanu, iar prin prisma colaborării cu primăria, îl știam și pe domnul Ștefan, și pe domnul Chitic, și pe domnul Carabela. De asta am spus, că ați putut acumula o experiență vastă în relațiile cu politicienii și cu oamenii. Și cu oamenii. Și într-adevăr, sunt momente în care, având în vedere că ești la un alt nivel... Vă invidiez, eu n-am avut ocazia asta. Nu. Și sunt oameni foarte puternici care aveau un cuvânt de spus în administrație, era normal să-și impună prima dată punctul de, să încerce să-și impună punctul de vedere. Mă bucur că am reușit de fiecare dată să le explic ce se poate și ce nu se poate, pentru că în fiecare activitate, fie ea culturală sau
economică, există compromisuri bune și compromisuri care nu trebuie făcute. Da? Și da, trebuie să faci un echilibru între partea administrativă și partea culturală, să ajungi să îți faci scopul pentru care este această instituție, da, înființată. Și de asta am admirat foarte mult și poate mi-aduc o mulțime de hate. Foarte greu, de asta îl admir pe domnul Bunghez. Dar și de asta să... știți, pentru că sunt unii oameni care au comunist. A fost comunistul ăla bun, care a făcut la nivelul, da, a făcut la nivelul unei instituții. Spui, da, spui un eveniment cultural major, da, nu pot să ignor numele lui Bunghez. Punct. Și cu asta basta. Cred că știți de, da, cine. Că tot îmi spunea un fost... După cum, da, acum ca să, da, fac și eu un pic de hate, așa, poate, da, chiar de la nas, nu poți să ignori activitatea unor oameni la carme seculare. Cum a așa fost este alupului rus, cum au fost și alții. Deci, eu am mai, da, spus, fiecare, deci, în perioada lui a făcut ce a putut mai bine. Da. Pentru că eu nu cred că a fost vreun director care și-a dorit să strice ceva. Dar sunt directori plini. Acum nu vă supărați. Eu mai am niște păreri aici. Semne de întrebare. Mai am niște, da, semne de întrebare. Nu că au vrut să strice ceva, ci au vrut să acumuleze mai mult. Da. Pentru centru, nu vă gândiți la prostii. Am înțeles. Da. Atât vreau să spun. Și partea aia de interimat la o instituție dăunează. Un interimat foarte, foarte lung dăunează. Nu pentru sunt că... de acord cu dumneavoastră. Credeți? Nu sunt de acord cu dumneavoastră. Dăunează instituției, nu, da, persoanei. Instituției, da. Instituției, da, nu persoanei. Persoana își trece în CV. Am înțeles. Nu, bun, eu mă gândesc că din punctul de vedere al instituției, și cred că mă cunoașteți de ani de zile și știți că pe primul rând eu am avut politica instituției, da? Care este în slujba cetățeanului. Noi, da, am mai discutat că am niște principii bun, un pic... Ne oprim aici. Eu o să insist, după ce trece, cum să spun eu, perioada asta de letargie aparentă de vară și în partide și în PSD și după ce se liniștesc apele și vom ști cine sunt candidații peste tot, nu vă pot abține, da? După aceea o să vorbim cu șeful dumneavoastră, să veniți într-o emisiune politică pe ce înseamnă să fii șef, de exemplu, la organizația de femei într-un județ. Da. Sau, mă rog, toate etapele parcurse în... Nu încep să mă grăbesc pentru că am un proiect pe care tot l-am ținut cu vacanțele muzicale. Păi nu vă puteți grăbi dumneavoastră până nu se liniștesc capele, nu vă invit. Dar asta nu, că pot discuta, e un proiect pe care vreau să-l implementez la nivel de județ, fix legat de femei. De femei. Bun, da, discutăm. Discutăm data după viitoare. Ce, da, vin cu rezultate, că degeaba spun, exact, că voi, exact, face dacă nu fac nimic. Exact. Da. Oameni buni, ne oprim aici. Mâine o altă emisiune. Zic eu că va fi interesantă. Oricum, va fi cu mult politică și cu probabil mult hate, ca să folosim un cuvânt la modă. Mulțumesc, Carmen Astasă, pentru participarea la emisiune. Ne oprim aici, oameni buni. Astăzi iarăși o zi frumoasă. Eu zic să stăm, să stăm și cu atenția mărită, că s-ar putea să primim niște vești astăzi. Nu știu de ce am eu părerea asta. Cine e de, cine e de acord cu mine, să fie atent. Cine nu, citește mai târziu. Numai bine. Ne oprim aici.